Coplata în sistemul de sănătate a fost introdusă de la 1 aprilie, astfel pacienții vor plăti o taxă cuprinsă între 5 și 10 lei la externare, indiferent de numărul de zile petrecute în spital. La cea mai mare unitate spitalicească din județ, taxa a fost stabilită de Consiliul de Administrație al Spitalului Județean la valoarea de 8 lei. În conformitate cu prevederile contractului cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, publicat în Monitorul Oficial numărul 166 din 28 martie 2013 și ca urmare a hotărârii din ședința Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Buzău din data de 29.03.2013, s-a propus ca pentru serviciile medicale spitalicești acordate în regim de spitalizare continuă, valoarea coplății să fie în valoare de 8 lei, începând cu data de 1.04.2013. Nu toți pacienții spitalelor vor trebui să plătească taxa la externare. Scutiți vor fi bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate, precum și tinerii și pensionarii cu venituri reduse. Scutite de la coplată următoarele categorii de asigurați: copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii între 18 ani și 26 de ani, pensionarii cu venituri numai din pensii de până la 740 de lei pe lună, toate femeile însărcinate și lăuzele. Și la celelalte spitale din județ a fost stabilită taxa de externare. La Smeen, pacienții vor plăti 5 lei, la Râmnicu Sărat coplata va fi de 10 lei, iar la Spitalul Nehoiu, bolnavii vor plăti 7 lei.